Toată lumea a crezut că are coronavirus, dar ea era de fapt însărcinată. Sânziana Buruian a făcut marele anunț, va fi mămică pentru a doua oară. Cum a aflat și cum o salvează copilul din cea mai cruntă suferință, ne spune colega mea, Mădălina Bălan. Mădălina, bun găsit! Bun găsit tuturor! Ei bine, dacă la început Sânziana Buruian am indus lumea în eroare, pentru că a postat ceva pe Facebook-ul ei și nu știe ce se întâmplă cu aceasta. Ori este însărcinată, ori are COVID-19. Ei bine, ulterior a ales să facă lumină și a făcut marele anunț, și anume că este însărcinată a doua oară. Nu a fost un lucru programat, ci mai degrabă ceva neașteptat, dar pe care l-a primit cu bucurie. Bucurie atât ea, cât și familia, soțul, dar mai ales fetița lor. Această bucurie vine după o lungă suferință a Sânzianei, pentru că în urmă cu ceva timp a trecut prin momente foarte grele, mai ales că în urmă cu câteva luni și-a pierdut tatăl și de atunci tristețea era prezentă în viața ei și credea că nu mai poate să mai vadă luminița de la capătul tunelului. Ei bine, se pare că luminița este pe cale să apară, pentru că Sânziana Buruian este însărcinată a doua oară și a primit cu mare bucurie această veste, cu toate că nu a fost nimic planificat. Acum vă invit să urmărim împreună și să vedem ce zicea Sânziana Buruian de poate cel mai greu moment din viața ei, momentul în care și-a pierdut tatăl. Haideți să o ascultăm. Pierderea tatălui meu, care a fost așa o chestie care nu ne așteptam. Deci el era sănătos, era în putere, era un om care era la servici, era în delegații, era apreciat de ambasadele din afară. Ce făcea tatăl tău? Lucra la Ministerul Industriilor și era tot timpul cu coreeni, cu în tot felul de delegații. Era un om care se implica în jobul lui și îți dai seama că e un șoc deodată un om puternic să ajungă în situația în care a fost 3 luni de zile inconștient, o situație extrem de dificilă. Eu am încercat să fiu puternică. A fost dificil pentru noi. Imaginează-ți, având 12 iza mică, eu trebuia să mă împart și între tata fiind cu serviciu, eu eram cea care trebuia să stea mai mult și cu ea. Pentru mine e un stres interior foarte mare. Ți-am zis, de 2 ani de zile, în loc să fie o perioadă așa frumoasă, că o am pe cea mică și ea mă înveselește totuși, ea mă impulsionează să merg înainte, cred că dacă n-aș fi avut-o și pe ea, nu știu ce s-ar fi.